Salut, prieteni! Bine ați revenit la cariera cu Iani Sagi. A venit marele moment al debutului lui Iani Sagi la Real Madrid după meciurile echipei naționale cu Anglia și Portugalia, care au decis soarta noastră calificările pentru mondiale. Este vremea să vedem ce se va întâmpla la Real Madrid, noua echipa lui Iani Sagi. Din păcate, are numărul 22, Yanis, nu-l pot schimba, am încercat, am dat la edit acolo, dar nu se poate modifica numărul, ceea ce este cam ciudat, dar na, are acest mod de joc anumite limite, din păcate, player career-ul. Este calendarul pe luna septembrie, meci cu Espanyol pe care îl are Realul, meci în Champions League cu Gent, e primul meci destul de ușor, mai sunt partide cu Athletic Bilbao și Real Betis, echipe destul de interesante. După aia urmează un duel cu Cristiano Ronaldo de la Piemonte Calcio acolo. O să-l vedem eventual data viitoare. Dacă Iani Sagi va fi titular la Real Madrid, urmează să aflăm chiar acum. Este meci cu Espanyol. Se speră că Iani va juca, mai ales că a jucat foarte bine pentru Naționala României. Este, iată, Iani titular la Real Madrid în primul meci al echipei de când a ajuns Sagi aici. Oh, iată că Zidane a și declarat anumite lucruri despre Hagi. Exact jucătorul pe care îl căutam și are tot ce-i trebuie, dorință, abilități și așa mai departe. Ăsta e Iani Sagi. Da, păi Realul deja s-a încurcat odată cu Atletico Madrid, acum e meci în deplasare cu Espanyol. Realul în 4-3-3, Thibaut Courtois, Flamendi, Ramos, Koulibaly, Odriozola, Casemiro, Dele Alli și Iani Sagi, care din păcate pe cel post are un minus 4, doar 82. Va fi o problemă, mijlocaș central Yanis în această echipă. Hazard, Benzema, Rodrigo la Espanyol. Nu vor neapărat nume noi, așa că o să jucăm acest meci. Hai să vedem, debutează Iani Sagi în La Liga la Real Madrid. Plouă, e totul dramatic pentru prim meci al lui Yanis aici la Barcelona. Până la urmă, acasă la Espanyol, Ramos capitan, Real Madridul plin de jucători de renume. Hagi va juca totuși mijlocaș central, dar în 4-3-3 are posibilitatea de a urca, cum a făcut-o Dele Alli la această fază. Probabil însă că golurile echipei vor fi marcate de alți fotbaliști. Rodrigo, Benzema, îl vede acolo pe Hagi, șutul lui Hagi, oh, pe lângă poartă. Era să fie gol încă din primele minute pentru super fotbalistul român. Și șutul se duce puțin pe lângă poartă. Venim în ajutorul lui Eden. Pasa la Karim Benzema. Benzema înapoi la Yanis. Yanis în blocaj. Benzema n-a atacat poarta. Interesant lucru. Dele Alli. Alli este Hagi cu stângul. Gol! Gol Yanis Hagi. Primul gol pentru Real Madrid. Dele Alli l-așteaptă și s-au înțeles perfect acolo. Hazard îl ia în primire. A venit și cu Koulibaly până acolo. A parcurs tot terenul ca să se bucure cu Yanis. Koulibaly ține foarte bine acolo. El și cu Ramos, defensivă solidă, dar iată că încasăm de la Espanyol. 1-1. Aici nu-mi dau seama cum a reușit să scape jucătorul lui Espanyol. Fran Merida face 1-1. Hagi este Eden, care a plecat. Poate fi un moment bun pentru Real Madrid. Eden driblează. Până la urmă este închis acolo. Hagi îl găsește pe Hazard. Hazard iar a ezitat. N-a tras când trebuia, să nu-i blochează. Are multiple opțiuni, e preferat Hagi acum Rodrigo. Foarfeca lui Rodrigo. Dele Alli îi lasă balonul lui Yanis. E călcâiul lui Benzema, Rodrigo ratează. Nu se poate, Benzema îl servește perfect pe brazilian, care totuși ia la țintă portarul. Dar din păcate, ultimul atac al lui Espanyol, ne încurcăm în deplasare. Gol pentru Hagi la debut, e partea bună. Dar pierdem 2 puncte. Nu a fost nicio schimbare efectuată de Zidane în toată repriza secundă, deși sunt opțiuni ofensive, Immobile, Asensio, Vinicius și așa mai departe, și Odegaard e în lot. Asta este 8.9 nota lui Yanis.
E meci în Champions League. În această grupă cu Juventus, Dinamo Kiev și Gent. O singură modificare, Valverde în loc de Dele Alli, care nu și-a asumat nicio responsabilitate tot meciul. A dat mingea mai departe către primul coechipier. La Gent, nu știu dacă putem să atragem atenția asupra vreunui jucător. Ar fi un meci ușor pentru Real. Încercăm să câștigăm aici în Champions League. A venit momentul pentru fotbalul mare. UEFA Champions League și e câștigătoarea Ligii Campionilor. Antitră, Real Madrid a reușit să câștigi iarăși Liga, iar acum Hagi va debuta pentru Real și în Champions League. După un sezon fantastic în Europa League, goalgetter probabil în acest moment al competiției. Începem să sperăm tare cu Gent. Ar trebui să câștigăm acest meci după ce ne-am încurcat cu Espanyol. Nu prea mai e loc de pași greșiți. Valverde sper să fie mai bun la mijloc ca Ali. Benzema la Yanis și o dăm la Eden Hazard. Karim Benzema foarte bine aici și în partea dreaptă vine Valverde. Rodrigo ratează. Rodrigo, balon acum la Hagi. Nu reușim pasa încă. Gadeu e acolo. Până la urmă e corner. Bunaș. Haiden. E o pasă bună pe partea cealaltă. Rodrigo. Gol. Nu. Iarăși a ratat. Ratează Rodrigo. Trebuia doar să încadreze mingea aceea pe spațiul porții. Nu pot să cred. Deci, ce înseamnă asta? Uite, asta ar fi fost un moment în care ar fi putut Hagi să aibă opțiunea de a se duce la Zidane și să spună: Zidane, avem nevoie de o extremă dreapta, pentru că ăsta nu știe să tragă la poartă. Benzema. Hagi, este pasa la Valverde. Valverde, gol. Real Madrid deschide scorul 1-0. Asistul este al lui Yanis, golul lui Valverde. Intră bine Valverde în acest meci de Champions League. O, e o fază promițătoare. Hagi va fi la capătul unei posibile centrări. Eden și este gol. Yanis Hagi. Încă un gol pentru Real Madrid. 2-2 meciuri. Și e primul gol în primul meci al grupelor UEFA Champions League. 2-0 cu Gent. Gent, frumos. Țin de minge de când am marcat noi golul 2. Nu i-a oprit nimic. Vine șutul și s-a încheiat un atac foarte lung. Courtois degajează, Benzema lovește bine cu capul și lăsăm decizia lui Fran Mendy. O, Benzema preia, e Valverde, Benzema minge la Hagi. Hagi, gol, 3-0, dublă în Champions League. Seară magică din nou pentru numărul 22 al lui Real Madrid. Și se fluieră 3-0 scor final. Un meci și fără greșeală pe care îl realizăm și începem bine în Champions League. Iată omul principal, Zizou, foarte mulțumit probabil de acest rezultat. Alte rezultate: 3-1 pentru Bayern, Atletico câștigă, Chelsea 1-0 cu Shakhtar. Deci echipele favorite și-au câștigat în principal meciurile. E vremea și pentru primul meci pe Bernabeu contra lui Athletic Bilbao acum. Aceeași formulă de start ca în meciul cu Gent. Bilbao cu Muniain, Ciprian, iată, a dus la Bilbao. Nu știu dacă o fi basc sau nu, nu prea pare, dar cine mai știe. Ar fi cazul să câștigăm și un meci în La Liga. E altceva, e altă atmosferă aici pe Bernabeu. Iată, arhiplin stadionul. Și o super coreografie pe care au realizat-o fanii Realului. Mamă, ce nebunie! E într-adevăr ce trebuie. Hagi acum cu rol de atacant central și îl joacă bine pe Hazard. Este 1-0. Gol Eden. Benzema se retrăsese în această fază. I-am luat locul acolo în zona centrală. Și vine Eden Hazard. Foarte bine aici. Ăsta da gol.
Oh, ce spațiu acolo, preluare foarte bună. Hagi, gol! 2-0. Bilbao cade presiune. Este un gol pe contraatac. Până acum Bilbao cu peste 60% posesie, dar Realul cu ocaziile. Ce preluare cu stângul și apoi șutul cu piciorul drept. Ăsta este. Oh, Hagi recuperează. Și avea nevoie de ajutorul lui Benzema. Ce pasă! Și Benzema decide să scape de ea. Hagi nu trece de Pablo. Totuși pasa către Benzema. Fantastică. Benzema. Hagi centrează și este gol. Valverde este acolo. Un nou assist și gol Valverde. Nu cred că Dele Alli va mai fi titular prea curând. În ritmul acesta Valverde joacă foarte bine acolo. Probabil a fost o șansă a lui Dele Alli atunci cu Espanyol, de care n-a profitat. Cred că am făcut destul în acest match. Vom cere o schimbare. Rodrigo. Mingea lui Hagi și poate să înscrie. Bară. Oh, era gol înainte de schimbare. Ah! Cred că e galben aici. Da, și a scăzut și nota fix înainte să iasă. Două schimbări. Dar am cerut de mult schimbare, adică abia în minutul 88. O să simulăm restul meciului. Se va cheia 3-0. A intrat și Immobile. Betis e pe locul 16, totuși vom juca și acest meci. Oh, nu! E pe bancă Hagi. Pentru acel galben, mă gândesc. Foarte ciudat. Ok, Hagi nu e preferat în acest meci. O șansă poate pentru Dele Alli. Real Madrid câștigă cu 3-0, dublu Hazard, gol Sergio Ramos. Și acesta a fost meciul. Poate nu trebuie să cerem schimbarea, dar uite că Benzema a fost cel modificat, dar a rămas pe teren. Oricum, cam acesta a fost episodul, o să o lăsăm aici. Data viitoare e meciul cu Cristiano Ronaldo. Vom juca împotriva lui Juventus în Liga Campionilor și mai multe meciuri data viitoare. O să jucăm mai multe meciuri din această lună. Sper că Hagi va fi titular totuși. Aici iată că a fost ținut pe bancă, dar până acum cred că e cel mai bun de la Real Madrid. Iată, 8 goluri Hagi în acest sezon. Ramos 4, Hazard 4, departe de Giannis, toată lumea. E bine, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă da, nu uitați să lăsați un like acolo. Cam atât. Pa, pa!